Președintele Consiliului Județean Sălaj din cu sălăjanu s-a întâlnit joi cu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Tanțoș temele principale ale discuțiilor vizând programele de finanțare din Programul Național de Redresare și Reziliență pentru dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare, inclusiv în comunitățile cu mai puțin de 2000 de locuitori, respectiv pentru îmbunătățirea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor, precum și dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor, capitol la care județul sălaj este un exemplu de bune practici împreună cu deputatul Sereș Deneș, prefectul județului Dari Toma, subprefectul Virgil Țurca și vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Silaghi Robert Ișvan, cei doi oficiali au vizitat Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Dobrin, precum și amenajarea hidrotehnică Vârșolț. Apreciez și laud performanța sălajului în gestionarea deșeurilor. De foarte multe ori auzim în România că nu se poate, că nu există legislație prijini financiar ori instituții care să facă un management corect al deșeurilor. Județul Sălaj este exemplul cel mai bun ca această legislație, cât și investițiile autorităților județene și ale statului român, împreună cu implicarea, pot genera rezultate bune și pot crea un sistem performant de gestionare al deșeurilor. Sunteți printre primele județe din țară la capitolul de viere de la groapă, care arată eficiența sistemului de colectare selectivă. Astfel, nivelul de reciclare a ajuns la 50%, iar în unele localități depășește 60%, a precizat Ministrul Mediului. În același context, Tansoș Barna a anunțat lansarea prin PNRR a două programe naționale pentru îmbunătățirea infrastructurii de colectare a deșeurilor prin care va fi finanțată amenajarea unor centre de aport voluntar pentru deșeurile voluminoase, deșeuri provenite din construcții mobilier, sticlă, deșeuri periculoase, biomasă, anvelope, precum și a insulelor digitale de colectare separat a gunoiului. M-au bucurat prezența domnului ministru în județul nostru și aprecierile domniei sale în ceea ce privește dezvoltarea economiei circulare, rata de reciclare și modul de funcționare a centrului de la Dobrin. Am avut discuții constructive și ne-am regăsit în planurile Ministerului Mediului referitoare la gestionarea deșeurilor și îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Îi mulțumesc pentru toată deschiderea de care dă dovadă în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm și sunt convins că împreună vom găsi cele mai bune soluții pentru modernizarea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru un viitor mai curat, a declarat Dinu Iancu Sălăjanu.